E și alea scurtă astăzi, să testăm mănușile, noile mănuși de iarnă. Minus 1 grad afară, temperatura resimțită la vreo minus 4, absolut rezonabil. Mai puțin gheața de pe forestier, sunt bălți înghețate, dar e fain. Azi, minus 1 grad, temperatura resimțită vreo minus 4. E fain, e fain, cu echipament bun merge, fără problemă, chiar dacă e o mezeală mare. Problema e pe drum, sunt multe bălți înghețate, așa că trebuie mers mai cu grijă. Dar timp de motoreală. Timp de motoreală. Undeva aici în față se aud niște câini de vânătoare. E o vânătoare în desfășurare. Și focuri de armă. Ghinion. Pentru vânători. Pentru vânat va fi noroc. Pentru că pornesc imediat. Și asta e cauza. În pădure merg fără decibel killer, pentru că aici, nu numai aici, și în România, dar mai ales în Suedia, principalul pericol pe drumurile forestiere sunt animalele, e full de animale pe drum pe aici. Așa că, indicat, când ieși pe drum, când ieși în pădure, să scoți de pe killerul afară, bineînțeles, când ieșim pe asfalt, îl punem înapoi, ca să nu deranjăm. Dar pentru siguranță e ok să mergem fără de bekiller. În rest, Camila merge, merge. Toată bună cu ea. Facem o pauză scurtă. Terminăm țigara. Și îi dăm bici mai departe. Sper că noi îmi lași fina pe aici. Nu. A fost doar. Aici o să vin, da. Mamă, ce noroi pe aici. Ăsta nu-i înghețat. Thank you.
Da. Nu îngheța decât pătura superficială deasupra. Pe asfalt, mai periculos pe asfalt decât pe off-road.